Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Sunt patru labi pe acolo, să cum să zic, că cum se zice ca un câine, l-am luat cu un pantof în gură, nu vreau să mai investesc.
câteva sine, multe ani. Când au auzit cuvântul Asire, s-a dus afară și a zis în germană, ich töte ihn, îl omori cu asta, au spus vrăjmașul, prin el, vorbea vrăjmașul. Și când am auzit, ich töte ihn, dar asta era înseamnă, îl omori cu asta. Atunci au dat să mă pus eu, să mă întinde pe zonă, greu de mine. Au fost trei cuzite cam așa de mari, dragii mei, acolo. Aha, din urmă, să-l scau de cuzite, când mă să afară. Nu aș putea, nu știu ce se întâmplă. Dar după aia, domnul Fiului, m-a spus, comerțul pe cuzite, dar domnul nu vreau de biserică. Dacă l-au cuzit, cum a spus și el. El era în soare și era mă de atunci, că în german tot a spus, dar sunt bun for, vechi, mult, mult, am repetat și repede, deci vrea domnul că nu mai era cu persoană. Au făcut o eliberare pe loc, dragii mei, și au făcut fața senină așa dintr-o dată și s-a uitat la mine, bă, sine, e așa ca și cum s-a rupezit într-un somn. Și m-a luat așa în brațe, ne-am îmbrățișat și a eliberat domnul pe loc, dragii mei. Slăviți să fie Domnul Iisus pentru toate lucrurile, dragii mei, și eu să rămân smerenie și tot așa, și slava este, Domnul este și la fi, dragii mei. Eu nu mai trăiam, dacă Domnul nu ia atunci, dar am pregătit postul, deci nu am pregătit pentru care așa face. Domnul totdeauna ne pregătește, ne ștefește și nu ne lasă. S-o putem să facă legământul Domnul Iisus, dragii mei, din experiența pe care a trecut și vă rog frumos să ne rugăm pentru că când aveți timp și să putea să postim, pentru că Domnul vrea să postesc după aia în Evanghelie acolo, în Austria. Mulțumesc Domnul Iisus pentru experiența aceasta, m-am zis, sufletește și mai nou tot îmi spune că să nu mă tem să lucrez, să nu pierd Domnul Nicolaru și așa. Vă rog, dragii mei, din suflet să rugați pentru că Domnul să ține pe și am intrat așa în luptă, dar Domnul ne ține pe șare. De noi să ne stăzim, să fim în mine și Domnul se poate îmbra de fiecare dintre așa. Când Domnul ne aduce în adunare, dragii mei, scumpii fraților, dacă nu ne spune nou, Domnul oricum poate să miște inima, când vezi ceva deosebit și cu toată dragostea, vă spun aici, să fim uniți, dragi, bine, nu sus în asta contează foarte mult. Cum a spus rugămintea mea, este miercurea, vinerea, să postim și Domnul să-și facă lucrarea cum dorește El. Slava este a Domnului, nu este a omului, slava este a Domnului. De harul vine de sus, de la Domnul nostru sus, mulțumesc eu. Să ne ducem veșnicie.